Este un eveniment binevenit pentru municipiu, deoarece problema transportului și mobilității în oraș este foarte stringentă pentru toți. Pentru mine a fost o prioritate și o provocare să vin aici, anume ca să le pot ghida pe băieți care și-au dat interesul să vie, să depui un efort pentru prelucrarea datelor care le au inițiale, să facem un bine pentru oraș. Sarcinile care au fost puse la acest concurs o să ajute foarte mult orașul, cum ar fi orarul autobuzelor, autolibuzelor. Sunt foarte multe ambuteaje și aceste probleme numai decât trebuie rezolvate. Aceasta este o etapă inițială. Să vedem cum tineretul la noi vede această problemă de organizare a traficului în oraș. Să vedem dacă tineretul nostru este implicat în problemele care țin de zi de zi. Я считаю, что это очень важная мотивация для айтишников, это вызов разработать решение какой-то проблемы. Это новый опыт, новые знакомства, и я уже успела обзавестись полезными связями. Vorbim despre tehnologie IT și toți tinerii care lucrează astăzi la Schminers, lucrează la generarea soluțiilor pentru dezvoltarea orașelor. Vorbim despre conceptul de Smart City, deci utilizarea datelor pentru eficientizarea transportului public în oraș. Asta este foarte important atunci când vine vorba de confort, siguranță și eficiența transportului și a pasagerilor care utilizează transportul public. A fost o oportunitate extraordinară de a aplica cunoștințele noastre și experiența noastră într-un hackathon de genul ăsta, unde foarte multe idei se nasc, oamenii vin cu foarte mult entuziasm și la fel pot fi rezolvate mult mai ușor probleme într-un mediu mult mai degajat, mult mai liber, unde mintea zboară și poate prinde în aer foarte multe propuneri și soluții eficiente. We'll be right back.